În 2017, forțele aeriene americane au aruncat cea mai puternică bombă non-nucleară într-o provincie afgană îndepărtată. Oficial, s-a spus că ar fi atacat o fortăreață cheia insurgenților din zonă, dar au existat zvonuri că se întâmplase ceva înainte de bombardament. Această poveste spune evenimentele adevărate. Piloții Royal Air Force, Kate și Johnson, survolează Afganistanul în drum spre casă, când sunt atacați brusc de un grup de insurgenți și avioanele lor sunt lovite. Ambii piloți s-au ejectat, dar când ajunge pe pământ, Kate își visează mama și fiul, în timp ce strânge medalionul cu fotografia lor. Câteva secunde mai târziu, Kate este trezită de Johnson, care îi cere să se prefacă moartă, în timp ce el se întoarce să-i împuște pe rebeli. Din păcate, el este ucis rapid, așa că atunci când un bărbat se apropie să o verifice pe Kate, ea scoate arma, îl ucide și îl folosește ca scut pentru a ucide pe ceilalți. Apoi spune adio lui Johnson, înainte de a strânge mai multe arme și de a căuta un loc unde să se ascundă. De asemenea, încearcă să contacteze baza sa prin radio, fără succes. Unul dintre rebeli este încă în viață și cere întăriri, așa că în curând Kate vede mașini militare urmărindu și decide să se ascundă într-un buncăr cu un semn în limba rusă pe care nu-l poate citi. Ușile sunt închise cu lanțuri și înainte ca ea să poată încerca să le deschidă, rebelii se și încep să tragă, așa că trebuie să se ascundă. După un conflict armat, unul dintre rebeli trage cu racheta care lovește ușile și le deschide, dându-i fetei șansa de a se strecura înăuntru. Rebelii o urmăresc, dar liftul nu merge și chei trebuie să coboare cu grijă pe scări pentru a ajunge într-o zonă subterană. Aici găsește mai multe semne în rusă și o grămadă de paturi, dar și un rând de măști de gaze și corpul a ceea ce pare a fi un om de știință. Pe un birou sunt este ciudate în rusă și un pendrive pe care a decide să-l ia. Rebelii coboară și găsesc și obiecte de zi cu zi, ceea ce indică faptul că oamenii care erau aici au fugit în grabă. Mai adânc în buncăr, ei găsesc și un cadavru pe un pat. În cele din urmă, o găsesc pe Kate, care se ascunde în timp ce rebelia aprind luminile, dezvăluind o serie de capsule cu trupuri umanoide. O capsulă se rupe și eliberează unul dintre cei umanoizi. Apoi Kate fuge prin canal, determinând toți rebelii să meargă după ea, cu excepția unei care rămâne să controleze creatura ciudată. Acest monstru ciudat nu este atât de inconștient pe cât pare și că când bărbatul se întoarce, creatura lucide. Un rebel o găsește pe Kate, în timp ce prietenul său se întoarce să-l caute pe bărbatul dispărut, doar pentru a găsi creatura care se hrănește cu el. Kate alungă inamicul aruncând o rachetă spre el, apoi începe să urce scările, împușcând pe oricine stă în cale. Unul dintre bărbați o pucă de gleznă și Kate nu poate să scape, dar deodată apare creatura și lucide, permițându-i fetei să scape. În afara buncărului se află un rebel pe nume Kabir, care și așteaptă echipa, dar de îndată ce vede creatura, fuge de frică. Kate începe să meargă în deșert, oprindu-se doar pentru a-și injecta un medicament. Când ajunge pe stradă, este lovită de o mașină armată americane care caută pe piloții dispăruți. Caporalul Jade o verifică pe Kate pentru a se asigura că spune adevărul despre identitatea ei și fură medalionul. Apoi sergentul Hook promite că vor avea grijă de ea. Grupul se întoarce la bază dimineață și Kate îl întâlnește pe majorul Finch, omul responsabil. El nu crede povestea lui Kate, chiar dacă Hook garantează pentru ea, dar ea pe drive ul După ce Kate părăsește cortul, Finch sună superiorii pentru a raporta o activitate neobișnuită în zonă și ezită să deschidă scrisoare. În timp ce soldații îl duc pe Kabir la bază, Kate se apropie de Jade pentru a-și recupera medalionul. Jade neagă și începe o ceartă, care nu se oprește până când Uc îi ordonă lui Jade să-i dea înapoi. Apoi, Uke explică că această echipă este formată din proscriși. Jade este o cleptomană, Wilkes a fost un dependent de droguri, iar Finch a pierdut o poziție mai bună pentru că și-a luat vina pentru greșeala făcută de Uc. Mai târziu, Kate merge la Wilks pentru a-și verifica rana, iar acesta recunoaște că nu seamănă cu rana de glonț. Kabir este și el în cort, dar când ei cere să-i confirme povestea, el nu răspunde, pentru că se pare că nu poate înțelege. Soldații se întreabă cum ar putea exista un bunker acolo care să nu apară în imaginile din satelit. Iar Kate spune că este ascuns și își folosește memoria fotografică pentru a scrie semnele pe care le-a văzut în rusă. Dintr-o dată, Kabir dezvole că vorbește atât engleza cât și rusa și explică că înseamnă nu intra. El confirmă de asemenea povestea lui Kate. Soldații sunt confuzi. Dacă buncărul este sovietic, atunci trebuie să aibă vreo 30 de ani și nimeni nu poate supraviețui acolo jos fără provizii. Aceste capsule ar trebui să țină creaturile într-un fel de stază. În buncăr, o altă creatură sparge capsula și începe să deschidă ușa. Când se lasă noaptea, Everett se alătură lui Jade pentru pază de noapte. și deschide scrisoarea și află că superiorii lui îi cer să demisioneze. Între timp, Kate și Wilkes îl interoghează pe Kabir, care le spune că nu au ucis pe nimeni. Este doar un șofer care transportă rebelii pentru a-și proteja familia. Hook își verifică oamenii și trimite un soldat pentru a-l ajuta pe Everett. Totuși, de îndată ce se întoarce, Everett au un zgomot și soldatul a dispărut, care a lăsat doar sânge în urmă. Jones și Bromed au cei un zgomot și de îndată ce verifică, Observă că niște creaturi au intrat în baza lor. Hook îl informează pe Finci despre situație și încearcă să ceară rezervă, dar radioul este distrus de monștri. Fiarele sunt foarte puternice și gulanțele nu le fac nimic, așa că în curând soldații încep să fie răniți sau uciși, începând cu Everett. Wilkes părăsește cortul pentru a oferi asistență medicală, după ce i-a spus lui Kate să rămână și să-l urmărească pe Kabir. Câteva secunde mai târziu, o creatură intră în cort și își folosește limba foarte lungă pentru a o captura pe Kate, dar din fericire, Kabir găsește o macetă și o folosește pentru a ucide fiara. Apoi lui Kate o armă înainte de a fugi, dar un soldat îl apucă imediat, crezând că încerca să fugă. Wilkes o duce pe Kate în locul sigur, unde se adună toată lumea, așa că Hug profită de ocazie pentru a se adăposti și a merge să-l salveze pe Finch și Wilks. În acel moment, o altă creatură intră în cortul lui Finch. Hook și Wilks apar și împușcă creatura, iar Finch profită de ocazie pentru a lua o bâtă și a ucide monstrul. Afară, grupul găsește un container unde se pot ascunde, dar Brome trebuie să spargă lacătul, deoarece nu are cheia. Când Hook și Wilks îl iau pe Finch cu ei, o creatură încearcă să atace, așa că soldații încep să tragă și Kate profită de ocazie pentru a luci de cu un topor, realizând că gura este punctul slab al creaturii. Apar și alte creaturi, așa că de îndată ce trio-ul se întoarce, echipa se ascunde în container și decide să aștepte până dimineața pentru a vedea ce se întâmplă. Soldații se feresc de Kabir, dar Kate sublinează că el a salvat viața și Kabir le spune cele din urmă ceea ce știe. Nici măcar nu sunt născuse că rușii au invadat țara și oamenii din satul lui știau că războiul va veni și la ei, pentru că o stea căzuse pe pământ și făcuse totul să tremure. Până când într-o zi oamenii au început să dispară în miezul nopții și uneori dimineața au găsit cadavre, care păreau atacate de un urs. Tatăl său s-a gândit să vâneze acest animal, dar de îndată ce sovieticii s-au retras, atacurile au încetat și ele. În dimineața următoare, grupul părăsește containerul pentru a găsi trupurile prietenilor dispărute. Wilkes examinează o creatură moartă și constată că dinții ei sunt aliniați și retractabili, la fel ca un rechin, iar pielea sa este groasă pentru acțiunea ca armură. Finch decide în cele din urmă să mărturisească și cere scuze lui Kate, explicându-i că etajele superioare au știut de buncăr tot timpul. Se dovedește că steaua pe care oamenii lui Kabir au văzut-o era o navă Spațială și, că sovieticii au invadat Afganistanul doar pentru a o recupera. Războiul a fost doar o acoperire. Ființele de pe navă au fost folosite pentru experimente, iar creaturile sunt rezultatul combinării ADN-ului extraterestru cu ADN-ul uman. Există o întreagă armată în buncăr și au trimis doar câteva noaptea trecută pentru a afla slăbiciunile inamicului, așa că probabil se vor întoarce seara asta. Nu se poate scăpa, deoarece au puțin combustibil și ar fi găsit de rebeli. Deodată conversația lor este întreruptă de trezirea fiarei de pe masă. Își folosește limba pentru a o prinde din nou pe Kate și îl împinge pe cabir și pe soldați când încearcă să oprească. Fiind ce o grenadă și atacă fiara pentru a ucide, dar așa moare și el. După aceea, soldații liberează în sfârșit mâinile lui Kabir, deoarece acum au încredere în el. Kate se simte amețită și mărturisește că atunci când monstrul a atins-o, a simțit că i-a furat mintea, probabil pentru a le învăța strategiile, dar are un avantaj, știe unde este cuibul. Kate, Hook, Jade, Wilkes, Jones și Bromed sunt soldații rămași, dar sunt suficienți pentru a ataca buncărul și Kabir cere să vină cu ei pentru că vrea să-i ajute. Când ajung la bunker, aruncă bombă înăuntru, dar Kate își aruncă accidental medalionul și Hook se întoarce să-l ia. Acest lucru dă ocazia unui monstru să-l Puce și să-l ducă în gaură. Echipa crede că și-a pierdut liderul și se pregătește să detoneze bomba, dar deodată vorbește cu ei prin radio pentru a confirma că este încă în viață. Nu vrea ca echipa să se întoarcă pentru el și ei sunt de acord, dar Katie îi răzgândește pe toți, spunând că el ar face același lucru pentru ei. Wilkes rămâne în mașină pentru a coborî liftul, dar de îndată ce ajung jos, el primește un mesaj la radio. O rachetă va distruge locul în 20 de minute. Văzând că nu au mult timp, grupul decide să se despartă. Mai târziu, găsește cadavrele prietenilor săi și reușește să le fure niște arme. În timp ce echipa îl caută pe Hook, Kabir găsește cadavrele pe mese și își dă seama că ei sunt oamenii dispăruți din satul său, care probabil au fost cei care au devenit mai târziu creaturi. Kate găsește o capsulă mare pe care nu a mai văzut-o până acum, iar când aprinde lumina, vede o creatură gigantică vie înăuntru. În acel moment, părăsește camera și îi trimite prin radio lui Kate instrucțiuni, dar este găsit de un alt monstru. Aleargă destul de repede și ajunge la echipă pentru a ucide fiara, dar acest lucru îi lasă pe mulți dintre ei fără muniție. Între timp afară, Wilk se trezește brusc în conjura de rebeli și trebuie să apere singur intrarea. Echipa iese repede din cameră și închide ușa, dar creaturile continuă să o lovească, așa că Jones rămâne în urmă pentru a oferi echipei șansa de a scăpa. În timp ce alargă pe coridor, Jade aude un zgomot care indică apropierea unui monstru și rămâne în urmă pentru a lupta cu el și a proteja echipa. De îndată ce grupul ajunge la lift, observă că Jade lipsește și Uck decide să se întoarcă după ea, apoi spune echipei să plece dacă nu se întoarce în două minute. Când sosește Uck, este prea târziu, fiar a ucis-o pe Jade. Jones își dă seama că nu mai poate ține ușa, așa că o deschide și detonează bomba. Multe creaturi ajung la lift, iar echipa nu mai are gloanțe, așa că Bromed îi spune medicului să ridice, dar el încă se luptă cu rebelii. Kate, Bromed și Kabir aud și explozia și se ascund în lift pentru siguranță, în timp ce Wilkes ucide în cele din urmă inamici și activează cârligul. Din păcate, liftul este prea greu și trage mașina în jos cu el, dar el nu o poate opri pentru că au sosit mai mulți rebeli și încep să tragă în el. Multe creaturi ajung la lift și Bromed este ucis. Mașina de afară ajunge să fie trasă în buncăr. Kabir vede mașina care se apropie și îi spune fetei să iasă din lift, în timp ce el se luptă cu moși. Așa că atunci când mașina cade, el moare împreună cu toate creaturile. Medicul este capturat de rebeli, în timp ce Oak se întoarce la Kate și o creatură fuge spre ei. Împreună, cei doi se agață de cablurile liftului, care îi ridică înapoi. Imediat ce se întoarcă afară, îi împușcă pe rebeli, salvându-l pe Wilks înainte ca acesta să fie ucis. În acel moment, un avion apare și aruncă o rachetă, așa că îi fură o mașină pentru a fugi din zonă. Explozia nu ajunge la ei, deși scoate vehiculul de pe șosea, iar Kate este sigură că guvernul încearcă să elimine dovezile. Teoria este corectă, pentru că în acel moment agenții special aterizează la bază pentru a căuta fiarele, dar pleacă după ce au găsit doar cadavrul lui Finch. Kate însă nu este îngrijorată, pentru că are pendrive-ul cu toate informațiile. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!